Ceremonia de comemorare a Zilei Eroilor în Șineul Silvaniei a fost deschisă la ora 12 prin clopotele bisericilor care au fost trase în semn de recunoștință față de eroii care s-au jertfit pentru neam, credință și țară. Cu ocazia Zilei Eroilor, garnizoana și primăria orașului Șineul Silvaniei au organizat o ceremonie militară de depuneri de coroane și gerbe de flori la Monumentul Eroilor. Cu această ocazie a luat cuvântul primarul orașului, inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, și s-au decernat distinții pentru veterani de către comandantul garnizoanei, colonelul Ștefan Toader. Manifestarea a continuat cu un moment artistic și s-a încheiat cu defilarea detașamentului de onoare, militarii regimentului 69, artilerie mixtă Silvania. Pentru dumneavoastră, Diana Teieru. Primarul orașului Șimleul Silvaniei, domnul inginer Septimiu Țurcaș. Onorată fețe bisericești, domnilor comandanți, dragi ostași, domnilor, domnișoarelor și domnilor. Sunt evenimente, sunt lucruri și în special sunt persoane în fața cărora fiecare dintre noi ne aplecăm cu mult respect și recunoștință. În calitate de copii, ne aplecăm cu mult respect și cu multă recunoștință în fața părinților noștri, care, timp de zeci de ani, au grijă de viața copiilor lor. În calitate de profesioniști, ne aplecăm cu mult respect și cu multă recunoștință în fața învățătorilor, profesorilor și oamenilor de la care am dobândit această experiență. În calitate de patrioți, trebuie să ne aplecăm cu siguranță, cu mult respect și în special cu multă recunoștință în fața eroilor neamului. Și aceasta este sărbătoarea de astăzi. Aș vrea să mă bucur că și astăzi avem alături de noi un veteran de război și soțiile a doi veterani de război și sunt convins că milioane de veterani de război ne privesc astăzi din ceruri și se bucură de această sărbătoare care de fapt este sărbătoarea lor și evident sărbătoarea noastră. Prin tot efortul și prin tot sacrificiul pe care l-au făcut, noi astăzi și multe generații suntem liberi. Nu în ultimul rând, aș vrea să profit de această mare sărbătoare, să transmit tuturor acelora care poartă numele Sfinților Constantin și Elena un sincer la mulți ani, multă sănătate și în același timp și sărbătoriților noștri speciali, respectiv veteranilor și soțiilor lor, să le dea Dumnezeu multă sănătate și să se bucure de viață alături de cei dragi lor. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, urmează decernarea certificatului de veteran de război domnului locotenent colonel Niță Vasile pentru participare în perioada 12 mai 14 noiembrie 2008 ca instructor în compania armament echipa de însoțire la detașamentul ANA Training 10 din Afganistan, iar în perioada 16 martie 29 septembrie comandant în echipa operațională și de legătură tip batalion în teatrul de operații Afganistan. A fost distins cu emblema de merit în slujba păcii clasa 3-a conform ordinului FTOP 234 din 2015 și are titlul onorific de militar veteran, conform ordinului SMG SPMV 1 din 2014. Felicitări, domnule coronel! Și să purtați cu cinste această legitimație de militar veteran. Comandantul regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania conferă insigna de veteran de război domnului plutonier major în retragere Balog Alexandru.
Mulțumesc pentru atenție din partea veterinarilor și mulțumesc pentru atenție. Urmează ceremonia de punere de coroane, gerbe și buchete de flori.
pregătiți război, copii ai țării mele. În calea voastră noi așternem astăzi tot. Ale voastre, dragi drapele, v-a purtat în lupte grele. Iar acum voi nici pe cior veniți învingător. Ale voastre, dragi drapele, v-a purtat în lupte grele. Iar acum voi nici pe cior veniți învingător. Veniți, veniți, eroi, ca scumpa voastră țară. Și neamul nostru întreg prin noi a strălucit. De la greu vă strângem iară și-n sune de fanfară. Faima voastră am vestit la pus și răsărit. Salvirea voastră cuntă, mos în cenuchea mușeii. Ați luptat cu vitejie, nu capirii, ci caleii. Vă admire, eroi puternici, lumea întreagă vă admiră de curajul vostru acri, chiar dușmanii toți se miră. La vitează, e mult frumoasă, jurăm, jurăm, cu toți ca să murim, jurăm, jurăm, cu toți ca să murim. O țară dulce, rămâi cu mine, noi pentru tine toți ne jertfim. O țară scumpă, noi pentru tine jurăm, jurăm, cu toți ca să murim. Și că fi furtună și de vreme bună, patria românească noi ne-am apărat. Și că fi furtună și de vreme bună, patria românească noi ne-am apărat. Părinte, dă-ne nouă neînvinsă arma ta, credința care face minuni în vreme grea. Ajută-ne să frângem cu sufletul senin săgețile dușmane aprinse de venit. Încheagă-ne într-un cuget prin datul tău cel sfânt, să aflăm odată pacea în vechiul nostru pământ. Precum ne-ai fost până astăzi, Părinte îndurător, îndreaptă pașii noștri și în viacul viitor. Doamnelor și domnilor, prin fața dumneavoastră vor defila militarii regimentului 69 Artilerie Mixtă Silvania, având în frunte drapelul de luptă al batalionului 316 asigurătate Guruslău, detașament condus de maiorul Burghelea Florin. Din partea primăriei și garnizoanei Șimleu Silvaniei, vă mulțumim pentru participare.